A doua ediție a concursului sportiv de pescuit la ștucă, Hidroconstrucția și prietenii s-a desfășurat în zilele de 3 și 4 octombrie 2015 într-un cadru natural pe lacul Isac din zona Uzlina. Din toamnă în toamnă găzduim această competiție, pescuit la ștucă în sistem catch and release. Am avut 19 echipe, avem experiență, am o echipă alături de care muncesc de câțiva ani și știm deja cum să facem lucrurile. În spatele a ceea ce se vede este o întreagă muncă logistică, în afară de cazare, mese. Important e ca oaspeții să se simtă bine. Pescarii concursului au fost găzduiți la complexul Egreta Resort, aflat într-o zonă retrasă din inima deltei Dunării, la 20 de minute de mers cu barca din Murighiol. Complexul este un colț de paradis unde natura se întâlnește cu civilizația. Specia care a punctat în acest concurs a fost știuca cu o dimensiune minimă de 40 de centimetri, iar regulamentul și informațiile necesare pescuitului pe timpul celor două zile de concurs le-au fost prezentate participanților în cadrul cinei festive din prima seară. Apreciez participarea excepțională de anul acesta, sper să creștem din an în an. Ne ajută foarte mult firmele partenere Hidroconstrucția. Mulțumesc grupului Elsaco Botoșani, care a mobilizat aproape jumătate dintre echipele participante la această competiție. Noi de 3 ani de zile facem concursuri filmat ca coadă și dusă în esența ei într-un film final de prietenii noștri de la Nel Steel și le mulțumesc celor care au venit să ne facă această filmare. Vor fi premiate primele 3 plus captura concursului, cel mai mare pește. Peștele mort nu punctează. Întregul concurs este catch and release. Se prinde peștele, după măsurătoare se va elibera de către arbitru. Clasamentul final rezultă din însumarea punctelor obținute în clasamentul pe fiecare manșă. Punctele totale acordate unui echipaj într-o manșă se obțin prin măsurarea celor mai mari 5 capturi. Pentru fiecare pește punctabil, fiecare concurent va primi un punct pentru fiecare centimetru. La ora 7:30 o să dăm semnalul de pornire, iar sosirea la 16:30, respectiv 14:30, se face tot în același punct. Da? Acolo va fi ultimul punct de măsurătoare. Rugăminți! Este strict necesară existența permiselor de acces și pescuit în ARPDD. Ce număr ai luat? Am un hartă. 1! Hei! 6! Mai mare? Da. Vrei să ieși pe locul 1? Nu, Răzvan. Hai să prinzi ceva mare. Și racul mai stă. Nu, da. Nu, nu intrăm pe unde intrăm în Uzlina. Da. Nu, deci pe aici. Asta e Uzlina. Așa. Și startul să se dea de aici. Startul de aici. Okay. Și o să vedeți că e lacul mare. Ok, mersi. Și aveți parcaje. Da, aveam parcaje. Cunoaște. Aplată, liniștea dimineții a fost întreruptă de zgomotul motoarelor de bărci și nerăbdarea concurenților ce se pregăteau să ajungă la linia de start. Vezi, uite, trage de spate de la scaune, ai ceva scos, acolo. Toată lumea și-a luat pachete? Masa de prânz, da? Concurenții au pachete. Da, urcați sus să mă vadă, e la cameră, unde mai vreau cartea. Nu.
Ne deplasăm și noi către locul de start, iar pe măsură ce înaintăm, rămânem muți de uimire. Peisajul sălbatic pur și simplu staie respirația. Startul a fost dat la ora stabilită, iar participanții s-au pus pe treabă, sperând la marea captură și la un loc fruntaș la finalul concursului. Avem 20 de echipaje, vedem mult amuzament, distracție, sperăm și pește. Avem de asemenea de respectat un regulament foarte strict. Sperăm să vedem fețe zâmbitoare și soare deja avem față de ieri, se pare că e un semn bun. Peștii, vedeți, încep să sară, sper să iasă bine. Noi o să ne străduim ca organizatori. Concursul se desfășoară în sistem catch and release, este foarte important ca și concurenții să nu rănească peștele. Peștele prins va fi măsurat de către arbitri și eliberat de către aceștia în stare perfectă, astfel încât să fie prins și altă dată. Merge, merge? Merge. Iată. Ah, e bună, bună, o scoică, o scoică. Alarmă falsă, a? Doar începutul. Planurile sunt mari, ca de fiecare dată la orice început de partidă, dar rămâne de văzut ce să prindem și cât o să prindem. O să folosim peștișori de silicon, care imită foarte bine peștele natural. Unii au investit mai mult, alții mai puțin. Important e să particip, după spusele unora. Câștigul este satisfacția și plăcerea de a pescui. Restul este mai puțin important. Să măcar unul, pește, doi, trei, măcar ne calificăm și noi, facem ceva. De asta mie. Raportul e 100% și investiții și satisfacții. Răbdare, insiști, tot insiști, cauți ce mai bun, ce mănâncă peștele, cauți momele adecvate. Plata așteptărilor nu este pe deplin satisfăcută, iar mirajul drillurilor este umbrit de capturile peștilor ce nu pot fi punctate în concurs. Se punctează? În așteptarea capturii mult visate, concurenții s-au dat la glume și povești nemuritoare. Lunile anului. Ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie și decembrie. La noi semnifică decembrie și ianuarie, că nu va fi nici frig, nici iarnă puternică. Cel mai mare biban, 920 de grame. A ieșit o saramură pe pupa de sare. Tura de rigoare, dormi noaptea. Am luat 2 știci. Am dat și la lingurițe, și la ofseturi, și la șoricel, și la broască, la absolut de toate, tot ce am avut. Am măsurat una, 50 și una... 44 și 49 de centimetri. Satisfacția e fără măsură. Nu e vorba de investiții, nu mai calculez cât ai investit. Dacă stai să calculezi, te lași de sportul ăsta.
Concursul devine tot mai popular în rândul pescarilor, de la ediție la ediție. Vreau să vă spun că și pentru noi a fost o experiență inedită și o premieră. Am avut un echipaj din străinătate, ca să zic așa. Am avut doi cetățeni bulgari, din care unul trăiește în România și vorbește bine limba română. Și un echipaj format din doi prieteni din România, dintre care unul trăiește de vreo 6 ani la Londra, dar vine Delta Dunării cât de des se poate, de câte ori are timp liber pentru așa ceva, fuge la loc în România și vine în Delta. Prima zi se pare că a fost cu noroc pentru echipajul cu numărul 8. I-am surprins și noi pe aceștia exact în timpul acțiunii. Pentru prima oară împreună la un concurs. Am mai pescuit împreună, dar nu la concursuri. Anul ăsta e apa foarte mică, dacă nu cunoști locurile. Și avem un drill, mă scuzați. Locurile cu apă mică, cu picioate. N-ai pe tot mergi cu barca. Are un vârf de 42 de centimetri. Deci e punctabilă. Prima zi de concurs, prima zi de bilanț și măsurători. Îi lăsăm pe arbitrii să ne spună mai multe despre regulament. Regulamentul impune măsurarea capturilor. Măsurarea se face de la vârful peștelui până la extremitatea cozii. Și de asemenea, regulamentul impune pozarea capetelor și a întregii capturi. În cazul acesta, peștele are 42 de centimetri. Pe fișa tehnică trecem ora la care s-a făcut măsurătoarea, să coincidă cu ora de pe display-ul aparatului. Eliberarea se face cu grijă. După cum vedeți, e foarte vie. Știuca asta de 50 a fost atacată de o altă știucă mai mare. Vedeți, sunt niște urme pe ea. Da. Într-o populație mai mare, deja se canibalizează. Asta nu mai măsurăm. Mică. Nu mă măsurăm. Am măsurat 6 bucăți și cea mai mică de 42 se elimină fiind cea mai mică dintre toate. Se păstrează cele mai mari prime 5 tuci. Deci acum ca el să elimine una din astea de aici, trebuie să prinde una de cel puțin 47 cm ca să cadă cea de 46. Noi vrem să facem una de 80. Bilanțul a fost dezamăgitor pentru echipajul cu numărul 13 în concurs, dar membrii au făcut haz de necaz spunând că acest număr nu le-a purtat noroc. Păi ați prins, văd că ați prins acolo. Cumnați, nu asta nu a luat în plasă, nu băgați în seama. E furat? E furat? A furat în plasă ăsta, barcajul. A băut nu știe de capul lui. L-a furat? Da, nu e luat. Ce să zic, ce l-ați? Piesa la montaj. Piesa la montaj. Da, dați-vă mai aproape lângă domnul dacă vreți să faceți. Stai mă jos acolo. Hai să facem o poză, să vă amintim așa. Așa, așa. Păi domnul se pitește. Da, da. De ce ești vitilist? Gata, hai. Gata. Hai, fuge. Deci numărul 13 nu v-a purtat. Numărul 1. Pe data asta nu mi-a purtat. Da? Numărul 1. Nu e numărul 1, mă. Păi e numărul 1, e numărul 1 la motor. Da. Dar nu știu ce zice. Hai, sănătate! Ne retragem și noi spre sfârșitul primei zile și admirăm încă o dată frumusețea sălbatică a Deltei Dunării. Ne abatem puțin de la traseu, iar barcagiul nostru ne arată o rută mai puțin cunoscută de turiștii veniți în zonă și nu ezită să ne spună câteva secrete din istoria locului. Povestea bunicul meu că a fost o secetă mare, o foame. Iar pescarii se duceau, luau bacura și în rădăcină are un fir mai ațos, mai făinos. Îl luau, îl uscau, îl fărămau și făceau turte din el, acea bacura. Din acest ciolin se zicea că se făcea un pireu. Ciolin de bază, se zice. După frunzete de sus, fac un fruct, care acel fruct se mănâncă. Ce
acestea sunt ciolinii de baltă, iar acesta e fructul alb care se mănâncă dinăuntru. Noaptea o petrecem și noi alături de ceilalți concurenți, iar cei de la Egreta Resort ne pun la dispoziție tot confortul de care avem nevoie. Confort ce nu credeam că poate fi găsit în sălbăticia Deltei Dunării. O nouă zi cu noi speranțe. Am găsit și optimiști. Ați prins? Ai tot ala, mă. Merge treaba? Merge. Merge? O senti, Brăzan? Au fost și dezamăgiri. Echipa Robert, sunteți cu Robert Drugă, echipa 4. Din păcate n-am prins nicio știucă astăzi. Am mai fost la alte concursuri, tot unul de Egreta. Aceeași formulă, dar nu o hidroconstrucție și petele. Anul ăsta e al patrulea concurs la care venim. Dacă îți place ceea ce faci și nu chiar ne place pescuitul, se merită. Chiar dacă sunt foarte mulți bani investiți și orice concurs costă, orice lansetă, mulinetă, fir, totul costă, toate astea merită să investim orice leu în pasiunea noastră. Secretul este insistența, să nu te lasă, insiști cât mai mult, să îți dorești foarte mult să prinzi captura cea mai mare și dacă îți dorești și insiști, se poate întâmpla. Mai descoperim că nu doar bărbații împărtășesc pasiunea pentru pescuit. Georgiana ne-a demonstrat că și femeile pot, ștuca prinsă de ea astăzi, punctează în clasamentul concursului și este un record personal. Prietenii încă nu mi-au descoperit această latură, ei mă știu ca și jucătoare de handbal. Cam acesta ar fi primul concurs la care sunt participant oficial. Ea a avut 44 și a mai avut atacuri, a avut un biban la aproape jumătate de kilogram. Ediția a doua a concursului de pescuit la ștucă, hidroconstrucția și prietenii a ajuns la final, iar noi ne luăm rămas bun de la acest peisaj superb și mergem să participăm la festivitatea de premiere, unde suntem curioși să aflăm rezultatele. Am avut o competiție reușită cu ziua de azi care a salvat mai mult pescuitul în sine. Pentru noi a fost o premieră prezența unui echipaj din străinătate, bulgarii care se îngrăbeau și au plecat, Borisov și Sankov. De astăzi n-am câștigat nimic. Amândoi suntem din Vidin. Această formulă și în Delta Dunării suntem pentru prima oară. În schimb, de mult pescuim împreună, ne cunoaștem destul de bine și ne-am hotărât să încercăm să participăm și la un concurs în Delta. În primul rând, suntem prieteni, am venit nu să câștigăm concursul, am venit să participăm. Prima dată aici, pentru prima dată în România, Delta îi place atât din punct de vedere turistic, cât și ca posibilitate de pescuit. Nu s-a așteptat să fie așa de mare, atât de mare, ceea ce a văzut.
i-au plăcut și a văzut lucruri diferite, de exemplu, acoperișurile din Trestie, ceea ce în Bulgaria nu există, probabil că e ceva local românesc. На турнири и на много места, но тук изключително приятно. Foarte bine că prima participare la un турнир în România. Като за се simțit foarte bine. Участие на Наречен Пашев. Altă echipaj care de asemenea s-a zăbit și a plecat, în care unul dintre parteneri, Cristi Mitrea, trăiește la Londra de vreo 6 ani, dar bine că poate să fost în România și cât poate de des în Belgia. Lui Marius îi dăm o diplomă de super manager de echipe, că el a rezolvat, înțeleg că a ghidonat jumătate, mă rog, 8 echipe din cele 19 participante la concurs. Îi dăm și lui Felix o diplomă, prima știucă, care a reușit astăzi. Data trecută doar a fost asta, în concursul ăsta a prins o știucă. Cel mai chinuit echipaj se numește Mihai Dolocan și Cosmin Deaconeasa, că săraci au fost cazați în niște condiții mai vitrege. Și vouă vă mulțumesc pentru că Valplastul și anul trecut și anul acesta ne-a dat 1000 de lei sponsorizare pentru parte din premiile pe care le-am. Pentru că toți sunt la sponsori, mulțumesc categoric în primul rând Hidroconstrucția ESA, Asociației Sportive Hidroconstrucția, care, prin care sau alături de care organizăm concursurile, celor de la Neumark, firmei Corporate Baskets, care ne dă aceste coșuri pe care le vom da unora dintre cei meritoși, Infinite Stage, care mă ajută cu trofee, prezent prin Adrian Sivul aici, care ne ajută cu trofee, diplome, medalii și lucruri de tipul acesta. Până la premiile în sine, mulțumesc echipei de aici, care a muncit pentru noi în aceste zile, barcajilor care, deși nu mai sunt, și-au făcut treaba alături de voi pe bărți. Cel mai meritos ultim loc până trec la premii, Gabriel Gaidoș, unde ești? Yep. Și Vera Stradislav. Prima participare, Matei Domescu. Cătălin Sivul. Pentru tenacitate, Georgiana Popa, că am ezitat dacă să scriem pe diplomă, că a prins ultima știucă din concurs, ca să zic așa. Nu-ți dau coșul, nu-i al tău, mulțumesc doar diploma. Mulțumesc grupului El Saco, deci, pentru prezență și mobilizare. Unde e Vlad? Vlad n-a ajuns. Și te rog să-i înmânezi lui Vlad. Captura, spre stupoarea domnului Purav. A fost bătut, ieri a prins 58 Marius Purav, azi a prins 59 Nicolae Florea. Locul 3, Ștefan Hulubină și Ionuț Iacob. 700 de lei premiul în bani și cazare la Egreta două nopți. Pentru câte o persoană v-am dat voucherele, poate veniți ca echipă, poate veniți cu familiile, dar le-am dat ca atare. Locul 2, Georgiana Popa și Dorin Popa. Premiul în bani, 1400 de lei. Georgiana, dar nu ți-am dat coșul data trecută, că știam că vine altul. Hei, nu mai am o să mai și vouchere de cazare la Egreta acum la timp. Tu încă n-ai voie să vii cu altă persoană, trebuie să vii cu părinții. Locul întâi, Ciprian Danilov, Ștefan Cruceru. Bravo! Premiul în bani, 2000 de lei. Și un voucher care înseamnă participarea, înscrierea la următoarea ediție a concursului, când vom face ediția a treia acestui concurs. Pentru mine a fost relativ greu, deoarece eu nu am așa mare experiență. Am avut noroc de colegul meu Ionuț, care el e pescar pe știucă,
El a aprins marea majoritate a peștilor. Cred că datorită lui suntem pe locul 3. Mă simt foarte bine, adică singura fată care a participat acum la concurs, puțin ciudat, dar... Ce să spun, sunt în primul rând mândru de ea, pentru că a rezistat 2 zile pe barcă, chiar a pescuit, a contribuit și ea la succesul echipei, cu 3 știuci punctabile și a meritat ieșirea și concursul. Cât despre locul întâi, echipa câștigătoare nu a mai avut răbdare să ne împărtășească impresiile personale din concurs. Vă spunem la revedere de la această ediție și vă invităm să ne urmăriți postările pe pagina noastră de Facebook Călătorește cu mine sau pe videoblogul nostru de pe nelstil.com. De asemenea, așteptăm invitații sau propuneri la adresa de mail office@nelstil.com. Toate cele bune!